Erau trei negri, Iac, Iac Țidrac și Iac Țidrac Țidrone. Mai erau și trei negrese, Țipi, Țipi, Tripi și Țipi, Tiripim, Pompone. Și s-au căsătorit, Iac, Țipi, Iac Țidrac, Țipi, Tripi, Iac Țidrac Țidrone cu Țipi, Tiripim, Pompone. Și a avut copii, Iac Țipi l-a avut pe Mac, Iac Țidrac, Țipi, Tripi l-a avut pe Mac Țidrac și Iac Țidrac Țidrone cu Țipi, Tiripim, Pompone l-a avut pe Mac Țidrac Țidrone. Într-o bună zi, Mac Țidrac Țidrone s-a dus în pădure și a văzut un mangofazon pițigulin cu trei țepeni într-o stare de cococifază. Uluit, Mac Țidrac Țidrone merse la mama lui Țipi Tiripim Pompone și spuse: „Hai, mămico, să-ți arăt o ciudățenie în pădure.” Ajuns la fața locului, Țipi Tiripim Pompone își dojeni fiul. „Vai, Mac Țidrac Țidrone, dar acesta nu este un mangofazon pițigulin cu trei țepeni într-o stare de cococifază, ci este un obibilobaur într-o stare de bibilostrogeneză, un pui de păgârlepiță sau un gogulator cu scobiță scoasă.” Cele 5 săptămâni la dicție cu colegii mei de clasă m-au ajutat să-mi exersez dicția și comunicarea.